Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video, de data aceasta cu și despre mâncare. Mâncare americană. După cum se poate vedea și după cum vă voi arăta. Săptămâna aceasta la Lidl găsiți în catalog oferta lor 3-4 pagini, produse în stil american, America din Nord, din nou specială, dar și sirop de axar specific Canadei. Tot felul de chipsuri, sosuri, prăjituri, înghețată. Am cumpărat câteva delicatese și anume dulciuri. Prăjitură gen Twinkies. Vă voi spune pe rând și prețul fiecărui produs. $10,99. După aceea înghețată. Tot $10,99. Înghețată cu gust de vanile și prăjitură de caramel sărat. După aceea avem tot la categoria dulciuri. Ciocolată cu gust de arahide, cu gust de unt de arahide, clasică și caramel sărat. La categoria lactate, băutură pe bază de lapte cu gust de negresă, iaurt cu merișoare și bucăți de ciocolată, iar la categoria mâncare, hamburger de vită dublu și pastramă de vită. Așa, băutura cu lapte $3,99, ciocolata $5,99 fiecare. Așa, și $8,99 pastrama, iar iaurtul $2,49, burgerul $11,99. Sunt genul care mănâncă chestiile dulci înainte. Chiar sunt foarte curios de această înghețată în stil american. Deci gustul caramel cookie, Vanilla Ice Cream with salted caramel and cookie, și arată într-un hal fără de hal foarte frumoasă, arată într-un hal de nota 10. Are un gust dulce acrișor, să știți că îmi place mult. Bucăți de prăjituri. And cookie, de aceea spune și cookie. Merită, își merită banii, merită cumpărată, gustată, mâncată. Să trecem la următorul produs. Și anume prăjituri cu cremă de lapte. Sunt acele Twinkies, dacă ați auzit de ele. Au această formă. Așa. cam aprișoară, dar ți se topește în gură. Foarte bună, îmi place foarte mult și aceasta. Nota un 8,59. Ciocolățile le-am cumpărat amândouă ca să fac diferența și să dau notă care e mai bună, clasică sau cu caramel sărat. Este un pic aerat, ar zice, arată așa. Foarte bună. Prima dată când mănânc o astfel de ciocolată, peanut butter chocolate. Eu sunt mare fan al untului de arahide și al culturii americane și recunosc că sunt surprins plăcut, foarte plăcut, surprins de aceste bunătăți și de felul în care se prezintă. După aceea, salted caramel. Îi dă un gust aparte. Nu mă impresionează foarte tare ciocolata cu unt de arahide, dar îi dau totuși un 8,59. Așa, să trecem la lactate. Avem băutură cu lapte și gust de negresă. Foarte bun, sincer. Eram curios și cred că merge foarte bine în combinație cu această prăjiturică. Gust foarte bun, seamănă cu laptele cu cacao, îi dau un 9. Următorul produs tot din categoria lactate este iaurtul cu merișoare și bucăți de ciocolată. Dulcea crișor, prea puțin mă impresionează, să-i dau un 7,50, maxim 8 nota. Așa. Și a rămas pastrama și hamburgerul de vită. Am ieșit un pic din cadru pentru a lua o foarfecă, ca să deschid pastrama. Am mâncat așa ceva asmântor odată în viață. Mirosul este înțepător, ca și cum ar fi afumată. Foarte sărată, nu mă încântă foarte mult, e un gust mai ciudat. Dacă vreți ciudățenie, beef jerky. E una dintre gustările preferate ale americanilor, se pronunță la film, la chestii. Aceasta e cu gust de miere și grătar. Gustul interesant, un 7,50 tot pe acolo. Așa, și în cele din urmă a rămas hamburgerul dublu cu carne de vită la 11,99 €. Carnea e foarte sărată, murătura la fel, dar are un gust foarte bun. Îi dau un 8,50 €. Sunt curios dacă voi ați ajuns la Lidl să gustați aceste bunătăți. Caramel cookie, aceasta înghețată aparte, sau beef jerky, sau aceste Twinkies-uri, sau pastrama, de ce nu, băutura cu gust de negresă, iaurtul, de ce nu, sau chiar ciocolata cu îndarahide, clasică sau caramel sărat, sau orice alte chestii. Lăsați părerea voastră în comentarii unde vedeți acest video, pe Facebook, Instagram, LinkedIn, lăsați un comentariu acolo sau chiar pe YouTube și spuneți-mi, vă rog, cum vi s-a părut acest video. Sunt curios de feedback-ul vostru, la ce fel de produse alimentare doriți să mai fac recenzie, să vi le prezint, și stați pe aproape că își vor mai urma și alte produse alimentare, recenzii la tot felul de alte produse alimentare, pe lângă cărți, în plus, alături de recenzii de cărți și călătorii, videouri și tip de video pe care nu l-am abandonat, cel cu cărțile și cu călătorile și promovarea sportului, dar pe lângă acele videouri vă mai prezint și tipuri de mâncare pe care le găsiți la Lidl, Kaufland și în diverse alte părți și le fac recenzie. Dacă v-a plăcut acest video, apăsați pe clopoțel, pe abonare, dați un like, un subscribe și dați acest video mai departe. Vă mulțumesc mult de vizionare și poftă bună, în caz că savurați și dumneavoastră aceste bunătăți de la Lidl. Toate